Dragii mei, bine v-am regăsit în acest an și în această săptămână la prima emisiune din 2015. Încep prin urarea firească de la mulți ani, un an nou fericit, plin de toate, lucruri bune. Că cele rele vin ele singure fără să le mai aducem aminte. Dragii mei, astăzi actualitatea hunedoreană începe cu o doamnă foarte, foarte simpatică, cu un zâmbet absolut grozav, care este capitan și la propriu și la figurat. Doamna capitan Anemona Doda, purtător de cuvânt ISU al județului Hunedoara, bine ați venit, stimată doamnă! Bună seara, bine v-am găsit, dacă îmi permiteți să încep și eu prin ale uratele spectatorilor dumneavoastră, un an nou fericit, cu sănătate și ce le putem noi dori, decât să dezvolte o acțiune și o activitate preventivă și să învețe mai presus de toate cum să se apere singuri de diferitele calamități sau de problemele care pot apărea ori din cauza unui incendiu, ori a altor situații de urgență. Noi le promitem că vom fi și în acest an alături de cei care au nevoie de noi, însă, în primul rând, asta le dorim, sănătate, și să se bucure de un an mult mai bun decât cel care a trecut. Dragii mei, pentru că doamna este foarte, foarte simpatică și extrem de deschisă la dialog, avem și un număr de telefon 0354 410434. Puteți să o întrebați pe doamna capitan cam ce credeți că ar fi de interes pentru dumneavoastră, mai ales că are o experiență foarte vastă în lucruri care ne fac nouă nu tocmai bine sau ne dau dureri de cap de-a binelea. Spuneți-mi, în anul care a trecut și pe timpul sărbătorilor și de când a început iarna așa mai supărată pe noi, cam ce a mai făcut ISU Hunedoara? ISU Hunedoara, cum probabil deja telespectatorii dumneavoastră sunt familiarizați, intervine la aproape toate tipurile de risc cu care se confruntă județul Hunedoara. Dacă ar fi să împărțim întrebarea dumneavoastră în trei segmente, mă întrebați ce s-a întâmplat anul trecut. Exact. Anul trecut, pompierii profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara, al județului Hunedoara, au intervenit la 12.950 de acțiuni. 12.950. Asta înseamnă... Ați avut ceva de lucru. Am avut ceva de lucru. Asta înseamnă în medie 35 de intervenții în fiecare zi. În acest segment al intervențiilor intră atât incendiile, cât și acțiunile pentru ajutorarea oamenilor, fie că sunt victime ale accidentelor rutiere sau ale altor accidente casnice, precum și intervențiile la care au participat colegii mei paramedici. Mă refer la intervenții de acordare a primului ajutor. Aici intră toate categoriile de afecțiuni la care putem interveni, de la afecțiunile respiratorii până la fracturi, la complicații interne, la accidentați, absolut toată gama de probleme fizice pe care le pot avea oamenii. Cu această ocazie salut pe acești eroi, aș putea să le spun, care sunt paramedicii din Hunedoara și promit că într-o emisiune viitoare îi voi avea ca invitați aici în platou. Am înțeles că este o colaborare foarte bună între dumneavoastră, că vă completați unii pe alții. Este acest segment de acordare a ajutorului calificat, este un segment din Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Da, da, da. Este un serviciu deja integrat în Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Este adevărat, la nivelul județului Hunedoara, o parte dintre paramedicii care încadrează echipajele sunt angajați ai unei asociații, da, însă doar o parte dintre ei, o parte dintre ei sunt angajații acestei Dacă asociații. Dacă am înțeles noi colaborăm... bine, acum ISU are un personal care cuprinde cam toată area de desfășurare a activităților.
Exact, exact. O mare parte dintre colegii mei subofițeri au cursurile de prim ajutor efectuate și de asemenea cursurile de descarcerare. Doamna Nemuna, dacă aș face un paralelism cu 1989 sau mai în spate, ce organism v-ar corespunde? Ar corespunde cu ce sunteți dumneavoastră acum? Cu ISU? Înainte de 1989? Da. Eram destul de tânără, eram chiar adolescentă. Nu, vorbesc așa, instituțional. Nu știu dacă pot face o analiză în acest domeniu. Este mult prea departe ca și timp pentru mine. Da. Înainte de 1989, da, putem compara cu alte servicii din alte țări, da. Cu FEMA din Statele Unite, care este tot așa o organizație care cuprinde practic toate acele agenții care pot veni în sprijinul oamenilor și sunt specializate pentru salvarea și intervenția în situații de urgență. Despre ceea ce s-a întâmplat înainte de 1989 în domeniul salvării, sigur că exista Corpul Pompierilor Militari și înainte de 1989, pompierii din acea vreme interveneau, însă strict la stingerea incendiilor. Acum, după 2004, se pare mai specializată munca. Sunt specialiști în a stinge focul, altul să acorde prim ajutor, altul să decarcereze, tot felul de... Și înseamnă că și pregătirea este mult mai complexă. Evident, pregătirea este în funcție de specificul echipajului din care face parte fiecare om. După 2004, când Protecția Civilă și Corpul Pompierilor Militari s-au unit formând Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a apărut și această paletă foarte largă de atribuții pe care le are acest inspectorat general cu filialele sale în fiecare județ. Doamna capitan, vreau să vă întreb, la o intervenție, de exemplu un incendiu, să zicem, câte mașini se duc? Ce paletă de servicii, în ghilimele, deci, ajung acolo. În momentul în care se primește un apel la dispeceratul integrat, pentru că noi suntem unul dintre puținele județe din țară care beneficiază de un dispecerat integrat, asta înseamnă că în același loc sunt dispeceri atât de la pompieri, cât și de la poliție, de la ambulanță și de la jandarmi. Deci în momentul în care cineva apelează acest număr și anunță un incendiu, procedura spune că pe lângă cel puțin două autospeciale de stins incendiul, se deplasează și o ambulanță SMURD, pentru că incendiile sunt imprevizibile și în momentul în care ajungi la fața locului constați că poate sunt persoane care n-au reușit să se evacueze sau sunt persoane în afara apartamentului sau a casei care poate au suferit intoxicații sau atacuri de panică. Și de aceea, la asemenea intervenții, pe lângă echipajele de pompieri, se deplasează și echipajele de prim ajutor și uneori cele de descarcerare. Și la un accident de circulație, mai cu mașini răsturnate, cu probleme grave. La un accident de circulație, probabil că ați văzut de multe ori la știri, de multe ori la știri ce se întâmplă, în funcție de câte victime sunt provenite în urma acelui accident rutier, se deplasează ambulanțe atât de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cât și de la Serviciul Județean de Ambulanță, precum și descarcerare. Noi de puțină vreme beneficiem chiar de o autospecială extrem de performantă, o autospecială de descarcerare grea. Este o autospecială achiziționată prin programul operațional regional cu sprijinul masiv al Consiliului Județean. Prin acest program au fost achiziționate la nivelul județului 10 autospeciale de ultimă generație, atât pe specializate pe stingerea incendiilor, cât și pe descarcerare.
Mare și CBRN. Este o auto specială folosită în cazuri speciale la accidente chimice, bacteriologice, nucleare și radiologice. Pompierii au mașinile de intervenție, înainte se numeau mașini de luptă. Exact așa. Mașini de luptă. Da, dar m-ați întrebat la un accident ce se deplasează. În funcție de tipul de transport, se deplasează o autospecială cu echipament mixt și de stingere și de descarcerare sau autospecială grea, dacă avem mașini de mare tonaj implicate în acel accident, se deplasează autospeciala de descarcerare grea împreună cu mai multe ambulanțe și echipaje specializate. Câți oameni se duc la o intervenție, doamnă capitan? În funcție de complexitatea și de gravitatea acelui... Dați-mi un număr, acelui, așa, sunt eu curios. Cel puțin 5 și pot ajunge intervenții la care să fie nevoie de intervenția peste 100 de pompieri. Ne referim la incendiile de vegetație uscată sau de incendiile care apar în fondul forestier, adică la pădure. Acolo acele arderi sunt extrem de imprevizibile și de dificil de stins. Atunci... De cele mai multe ori traseul până la locul focarului este extrem de greu, locul în care se intervine este foarte neprielnic și pentru a ține în frâu un asemenea incendiu ai nevoie de zeci de pompieri. Am văzut de multe ori la incendii oamenii aceștia care efectiv, pentru că erau cocoțați pe munți, pe mai știu, stingeau cu temir ce. Dar se luptau. Efectiv, mă gândeam cum respiră oamenii, că eu de-abia reușeam să-i văd din fumul pe care... Sunt tot felul de metode de supraviețuire, în ghilimele. Exact, da. Trebuie să știi în momentul în care, ca și pompier, în momentul în care schimbă vântul direcția, ce să faci pentru a nu fi sufocat de fumul respectiv. În puține cazuri, incendiile de vegetație sau de pădure se pot stinge cu ajutorul autospecialilor, pentru că pur și simplu acestea nu au acces în zone atât de izolate. Și atunci metodele folosite peste tot în lume, ați văzut, poate acum în aceste zile există un mare incendiu în Australia pe care pompierii australieni nu pot să-l țină sub control. La noi n-a fost cazul să nu putem ține un n-a fost cazul să nu putem ține sub control un incendiu. N-a fost cazul să trebuiască, din cauza unui asemenea incendiu de vegetație, să evacuăm populația. Se intervine așa cum se intervine la orice activitate de acest gen, prin decopertarea solului în fața arderii, prin acoperirea arderii cu pământ. Și faci muncă și de genii, și de infanterii, și de tot ce vrei. Asta este adevărul. Într-adevăr, incendiile de pădure sau de vegetație uscată sunt mari consumatoare și de forțe umane și de resurse materiale. Aș vrea să vă întreb ceva, nu că aș fi o răutăcios, dar totuși, ai intrat cineva la încurcături când s-a depistat că din cauza unui, să nu spun dobitoc, că nu-i frumos, a unui inconștient, s-a făcut acest dezastru, un incendiu de proporții? Da, nu ne face plăcere să aplicăm amenzi, însă au fost hunedoreni care au primit amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, tocmai pentru că au înțeles și au ales să igienizeze terenurile pe care le au în proprietate cu ajutorul focului deschis. E o practică larg întâlnită și în alte țări. La noi e împământenită. Lasă, domnule, că se revigorează iarba. Ia să mai dea, să mai frumoasă și mai verde. Nu știu dacă toți specialiștii în agricultură sunt de aceeași părere, însă vreau să scot în evidență faptul că totuși în anul trecut, în comparație cu 2013,
Incendiile de vegetație uscată ca și număr au scăzut. În schimb, dacă comparăm această cifră din acest an, avem incendii de vegetație uscate în anul 2014 274. Gândiți-vă că în anul 2012 echipajele de pompieri au fost implicate în stingerea peste 1000 de incendii de vegetație uscată într-un singur an. Deci scăderea este spectaculoasă și trebuie să o punctăm și să recunoaștem faptul că oamenii totuși au învățat o lecție. 35 de intervenții pe zi. Înseamnă că echipajele se împart în mult în mai multe echipe și se ducă, nu se poate altcumva. Păi sunt mai multe ore decât intervenții. Mai multe intervenții decât orele unei zile. Da, Inspectoratul pentru Situații de Urgență are mai multe detașamente și pe lângă detașamente există și secții și stații care sunt foarte inteligent amplasate pe toată suprafața județului Hunedoara, fapt care duce la o scădere a timpului de răspuns sau la o optimizare a timpului de răspuns în orice colț al județului. Desigur că există zone mai izolate și mai greu accesibile, însă în mare parte județul Hunedoara este acoperit în timpul legal stabilit pentru răspunsul la intervenție. Aș vrea să revenim un pic la cele mașini pe care le-am numit de luptă. Da. Cât de mare e un echipaj? Din ce e format? Ce fac cei de acolo? Că știu, mi-a spus un pompier care ce drept era la pensie. Ce, domnule, nu faci ce vrei. Fiecare are rolul lui, rol sigur. Clar definit. Sigur. Depinde despre ce autospeciale vorbim. Dacă vorbim despre autospecialele de stins incendiu, acestea au capacitatea de 2500 de litri, de 5000 de litri sau de 9000 de litri. Mașinile vechi de luptă. Pe care le cunoașteți și dumneavoastră au 9000 de litri. Celelalte, achiziționate de curând, mașini moderne care au o capacitate de deplasare mult mai rapidă. Da, au o capacitate de 5000 de litri și de 2500 de litri. Aceste autospeciale, pe lângă accesoriile de stins incendii, toate sunt dotate și cu echipament de descarcerare și cu echipament de prim ajutor. Adică un echipaj de pompier pe o asemenea autospecială, echipaj care întotdeauna sau cu siguranță acești colegi au și cursurile de prim ajutor. Pregătire de specialitate pentru Da, atât cursul de prim ajutor, da. Cât și pregătire de specială pentru stingerea incendiilor. Pe o mașină de acest gen funcționează 5 sau 6 colegi. Ce vreau să mă duc? Ambulanțele SMUR, pe de altă parte, sunt încadrate cu trei angajați. Care este profilul psihic a unui lucrător care se duce, mă duc la servici, copii, nevastă, am plecat, se duce la incendii, la accidente, la vătămări, la temiri, nu m-a prăpăstit. Cum trebuie să fie psihicul unui lucrător? Cred că trebuie să fie foarte echilibrați, da? Cred că trebuie să fie niște oameni cu mare respect pentru viață și cu mare dragoste de oameni. Pentru că dacă nu-ți plac oamenii, dacă nu iubești oamenii, nu poți să faci această meserie cu plăcere și n-ai putea, cred, să în ghilimele, să sari în foc sau să te pui în pericol pentru a-l salva pe celălalt dacă nu ai avea un respect pentru viață și dragoste de oameni. Eu asta cred. Toți cei care sunt în cadrul ISU au o mare, mare priză la public. Toți pe care am întrebat-o sunt oameni care te ajută la greu. Când nimeni nu sare în foc pentru tine, el vine și... Populația crede foarte mult în dumneavoastră. Ca instituție vorbesc.
Da, chiar am văzut acum la începutul anului un sondaj, da, da, da. Un sondaj executat de IRES. Pe primul loc era poziționat Smurdu și pe locul 2 pompierii. De ce venea biserica și altceva? Da, pe locul 3 armata și da, biserica, da, și apoi DNA-ul. Un lucru excelent. Este un lucru extraordinar. Acest serviciu, noi ca și instituție, în ultimii 3 ani am fost într-adevăr în topul încrederii populației și nu este decât o mare onoare și o mare mândrie pentru noi și mai mult decât atât, este o mare responsabilitate, da. Această încredere ne obligă să continuăm în această direcție. Sigur, aveți tot lucruri timpul de permanent acolo. Da, sigur. 24 din 24, exact ca într-o unitate militară. Absolut. De fapt, totul este un regim militar. În regim militar, cu disciplină, cu comandă unică, este exact așa cum ar trebui să fie pentru a merge bine și multe lucruri în bune, bine și exact. Ordonat lucrurile, pe un făgaș ordonat. Doamna capitan, vreau să revenim asupra problemelor și necazurilor care au apărut odată cu apariția zăpezii. Sărbătorile au fost cum au fost, prima dată cam usurel, fără mare strat de nea, dar după aceea, uite că au fost și zăpezi mai mult decât ne-ar trebui în unele părți. Ați avut necazuri, probleme. Probleme mai mașini, șoferi inconștienți care se duc cu cauciucuri de vară și în mânecă scurtă. Sau... Să știți că în acest an, de la 1 ianuarie până astăzi, colegii mei nu au intervenit la niciun accident rutier. Este un lucru foarte, foarte bun. Da, în schimb, tot de la începutul anului, echipajele de pompieri au intervenit pentru stingerea a 11 incendii. Mm-hmm. Majoritatea s-au manifestat în zona coșului de fum și a acoperișului. Aceste incendii au fost, deși unele dintre ele au izbucnit noaptea, au fost observate și anunțate în timp util, fapt pentru care colegii mei, ajunși rapid la locul intervenției, au reușit să le stingă înainte de a se extinde la întreaga locuință. În ceea ce privește aceste incendii, cauza lor este fie utilizarea coșului de fum necurățat sau neizolat corespunzător față de materialele combustibile. Da, din păcate iarna, aceasta este principala cauză. Aceasta este principala cauză de incendiul la locuințe. Coșurile de fum. Ce se poate înfunda un coș de fum? Cu depuneri de funingine, cu tot felul de lucruri purtate de vânt, cu praf, cu fân, cu vegetație uscată, sunt păsări care transportă și își fac cuib în anumite coșuri de fum. Și de cazuri când chiar păsările abstupau coșurile de fum. Exact. Sau ceva și la un moment dat, uite, exact. De aceea este indicat, sau specialiștii spun că de cel puțin 2 ori pe an și întotdeauna înaintea sezonului rece, aceste coșuri de fum ar trebui curățate, dar nu doar curățate, ci și verificate la trecerea prin planșeu sau prin pod, acolo prin unde pod, ar trebui să nu existe fisuri sau defecțiuni. Exact. Tare și e lemn uscat pe lângă el. Exact, exact. Bun. Cele mai multe incendii iarna din această cauză se produc sau din cauza utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzit, fie că vorbim despre sobe sau despre aparate electrice uitate sub tensiune și, din păcate, noaptea trecută, unul dintre incendii s-a soldat cu decesul unui bărbat de 60 de ani care a fost găsit de colegii mei pe jumătate carbonizat în apartament. Ce vreau să vă întreb, aceste incendii și intervențiile în general, câte sunt pe timp de zi și câte se întâmplă noaptea?
Ați făcut așa cât de cât o... Proporția este... Bănesc că e sensibil legală. Este sensibil legală, însă sunt incendii care pun probleme și se petrec noaptea. Da, noaptea este și mai greu de observat un incendiu, îl observ târziu, îl anunț târziu și până când ajung echipajele specializate, acestea se pot generaliza, se pot extinde la casă sau chiar la locuințele învecinate sau la anexe. Cam care este area de acoperire a unui echipaj de intervenție? Mi-a spus că în tot județul sunt puncte în care sunt echipaje. Sigur, sigur. Și deci înseamnă că dacă se întâmplă la Petroșani ceva, nu veniți dumneavoastră din Deva. De la Deva, sigur. Dacă se întâmplă în zona Văijiului, pot interveni colegii mei de la detașamentul din Petroșani, dar pe lângă detașamentul din Petroșani mai există o gardă de intervenție la Baru, există și la Lupeni o gardă de intervenție deschisă doar de un an. Este o gardă de intervenție foarte bine dotată și nou construită cu toate utilitățile și cu toate standarde moderne. Da. Sunt profesioniști acolo. Sunt profesioniști, sigur. Nu se mai poartă voluntarii, cum am văzut eu prin Germania. Se poartă voluntarii. Este chiar un subiect foarte interesant pe care l-a deschis. În Valea Jiului chiar există un serviciu voluntar pentru situații de urgență în Petrila, care este foarte activ. De altfel, trebuie să vă spun că în toate cele 69 de unități teritorial-administrative din județul Hunedoara există cât un serviciu voluntar pentru situații de urgență. Aceasta este legea și așa trebuie să fie lucrurile. Deci, serviciile voluntare pentru situații de urgență există și ele doar trebuie să învețe și să înțeleagă să își facă treaba și să fie active, pentru că voluntariatul este un curent care a prins vânt în pupa în ultimii ani și este foarte bine să învățăm principiile voluntariatului și să-l aplicăm. Spuneți-mi, un voluntar care vrea să fie într-o echipă, într-un echipaj de acest tip, el are un avantaj? Care e motivația lui? Pentru că trebuie să fie o motivație. Sigur, sigur, trebuie să fie o motivație, dar voluntariatul în sine este, voluntariatul în sine spune că faci un lucru pentru că îți dorești să-l faci pentru comunitate. Așa cum și salvamontul nu sunt retribuiți, dar în schimb au un echipament gratuit. Teoretic, că uneori le cumpără și... Da, da. Ultimele proiecte de lege pe domeniul voluntariatului spun că în funcție de domeniul în care se practică voluntariatul, poate fi considerată vechime în muncă. Este un lucru important. De asemenea, cei care sunt în serviciile voluntare pentru situații de urgență la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, cu siguranță au anumite lucruri pozitive din partea comunității locale. Cum reacționează oamenii când sunt prinși în iureșul unui accident, a unui incendiu? Un necaz de ăsta major. Mi-a spus că sunt atacuri de panică. Mi-a spus că sunt... Bun, atunci când sunt răniți, nu mai... Ce să mai vorbim? Dar cei care rămân cât de cât întregi? Vedeți, reacționează... Fiecare om reacționează diferit. Reacționează în funcție de personalitatea lui. Reacționează în funcție de educația pe care o are, de informațiile pe care le are, de educația preventivă pe care o face până la urmă fiecare dintre noi este responsabil să se educe și în domeniul situațiilor de urgență. Dacă mă întrebați despre cei care sunt victime ale unui incendiu, iarăși lucrurile sunt diferite. Unii sunt calmi, știu ce au de făcut, știu că trebuie să evacueze locuința sau blocul, alții însă se pierd,
au, după cum v-am spus, atacuri de panică, nu știu ce să facă, li se pare că orice secundă este o eternitate și asta este psihologic, așa se întâmplă atunci când suntem sub un stres puternic, avem senzația că timpul se dilată. Dar și în situația unui incendiu, trebuie să vă spun că un incendiu după poate fi stins în 5 minute cu o cană de apă, în primul minut poate fi stins cu o cană de apă, în 5 minute cu o găleată, iar după 10 minute vorbim despre o autospecială care poate stinge acel incendiu. Deci cei care știu să-și păstreze sângele rece și să intervină în primă instanță reușesc să salveze mare parte dintre bunurile pe care le au. Tot ce faceți dumneavoastră ca instituția pe care o reprezentați, oamenii de acolo se ghidează după niște proceduri. Avem foarte des ocazia să vedem în filmele astea americanești foarte istețe, că știți că ei sunt cei mai tari dintre toți, nu există ceva mai frumos, deștept și mai cu două perechi de creiere decât americanii, așa cred ei, și ei merg pe proceduri. Și la noi există chestia asta. În fiecare instituție nu se prea știe. Absolut orice activitate, orice intervenție și la noi este procedurată, adică sunt anumiți pași care trebuie să respectați, sunt anumite gesturi pe care trebuie să le faci, fie că te duci să stingi un incendiu, fie că te duci să salvezi un om care tocmai a făcut un stop cardiorespirator. Sunt niște lucruri probate care au demonstrat că funcționează și care sunt aplicate la scară generală. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, acești domni care sunt paramedici, ce pregătire medicală au? Dacă vorbim despre paramedicii care aparțin de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ei sunt școliți, sunt trecuți prin mai multe cursuri de perfecționare, însă în principal trebuie să absolve o școală de profil. Acum putem vorbi despre asistenți, există și școlile de asistenți foarte apreciate. În schimb, există centre de pregătire și de formare a paramedicilor în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Există mai multe centre în toată țara unde pompierii sunt pregătiți în acest domeniu, în domeniul paramedical, adică pentru intervenția și acordarea primului ajutor. Pe timp de iarnă, pe timp rece, a fost vreodată cazul să constatați că sunt degerături, răni prin frig extrem? Vi s-a întâmplat așa ceva? Au existat câteva cazuri. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră reprezentați instituția. Da. Sigur, sunt cazuri de persoane care prezintă degerături. În acest an, din fericire, deși am fost loviți de un val de frig, de un val de frig intens, ceea ce știu eu, la intervențiile la care am participat noi cu echipajele paramedicale, în acest an nu știu să fi existat vreun caz de persoană surprinsă. Este un lucru foarte bun. Chiar s-au speriat oamenii de gerul de afară și l-au evitat. Și cu această ocazie ar trebui spus că în această perioadă Mâine vine un val de frig. Persoanele vulnerabile, fie bătrânii, fie copii, ar trebui feriți de acest frig pătrunzător. Cel mai bine ar fi să rămână în case, să nu se deplaseze. Iar dacă este obligatoriu să iasă din casă, trebuie să folosească mai multe straturi de îmbrăcăminte, să-și protejeze extremitățile, picioarele, mâinile, capul
Și, în general, să nu consume alcool, pentru că, deși unii cred că o țuică încălzește, nu e așa. Nu, alcoolul este total contraindicat în aceste provoacă situații. Provoacă mai mult rău decât... Provoacă mai mult rău decât... De bine, senzație în schimb, mai cât te încălzești. Exact, exact. În schimb, sunt recomandate ceaiurile, supele calde și apa la temperatura camerei. Vreau să vă întreb dacă... Au existat cazuri când lucrătorii din instituția dumneavoastră, oamenii care operativi, au fost răniți, au fost victime. Pentru că nu e deloc ușor să te duci la un incendiu. Eu am avut ocazia să văd un incendiu. Am rămas tablou când am descoperit că, de fapt, expresia să tai fumul cu cuțitul e aproape literalmente. Este o perdea de fum, da, este un zid nu, de fum. Nu-ți vezi mâna. Exact, exact. Nu-ți vezi mâna, este un zid de fum. Exact. Colegii mei, atunci când intervin pentru stingerea unui incendiu, intră într-un univers necunoscut, nu poți să știi ce este în acea cameră. Bine, intră întotdeauna echipați, în sensul că există aparate de respirat pe care le montează pe figură, au echipamente de protecție pentru temperaturi ridicate. Deci foarte simpatic un coleg de-al dumneavoastră care mi-a spus: Adriene, când pică o grindă pe tine, poți să fii echipat cu ce vrei, că tot nu o să spune bine. Așa e? Cu siguranță. Și... cu siguranță. Deci nu vorbim despre accidente de genul ăsta. M-a impresionat. Știți? Că mi-a spus: întotdeauna mă bazez pe cel din spate. Întotdeauna se lucrează în echipă. Și se bazează pe cel din spate și suntem o echipă care nu... Întotdeauna se lucrează în echipă și există un sistem de pe lângă stațiile pe care pot comunica. Există un cod pe care toți colegii mei respectă, în sensul în care au anumite semnale. Dacă li se întâmplă ceva, știu să-și anunțe colegii care la rândul lor trebuie să-i salveze. Trebuie. Însă n-a fost cazul, deși în țară știm că am fost colegi, de victime. Au fost colegi care au murit intervenind în incendii. La Dragonul Roșu, dacă ne aducem aminte, a murit un coleg de la București, ca să nu mai vorbim despre tragedia de la Mihăilești. Ideea este că trebuie să ai o structură sufletească deosebită, să știi că te duci să salvezi pe cineva cu riscul vieții proprii. E un risc asumat și trebuie subliniat. E un risc asumat, dar să știți că nu sunt vânători de adrenalină colegii mei. Nu sunt dependenți de senzații tari, ei își fac meseria și o fac cu riscuri minime. Adică atunci când intri într-o clădire incendiată, trebuie să te asiguri că, sau cât se poate de mult să te asiguri că nu există pericol pentru tine sau pentru colegii tăi. Din salvator te poți transforma la rândul tău o victimă și să complici foarte tare lucrurile. Să fie o povară și pentru colegi. Exact. Am vorbit cu un pompier care mi-a spus să știi că nu există eroi. Sunt numai oameni nesăbuiți. Un erou e cel care calculează de 10 ori înainte de a face un pas. Absolut. Și dacă e vreo victimă acolo, iasă cu acea victimă afară. Ăla e, care nu pățește nimic. Sigur, sigur. De asta spun, ai mei colegi nu sunt inconștienți, sunt oameni cu capul pe umeri, sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni care știu să evalueze riscurile. Înseamnă că și pregătirea fizică e pe măsură. Absolut. Absolut, deci există un nu doar pregătirea fizică pe de o parte și pregătirea de specialitate pe de altă parte. Adică sunt două lucruri care trebuie să meargă mână în mână. Sunt niște oameni fugăriți la propriu câteodată. Hai mici că trebuie să scoatem viteză. Trebuie să ai capacitate pulmonară potrivită ca să poți respira sub o mască în contextul în care în jurul tău sunt sute de grade, nu? Cât de mult contează simțul umorului într-o acțiune de asta extrem de energică? Și că la un moment dat vezi azi incendiu, mâine incendiu, poimine incendiu, accidente și asta, trebuie să te protejezi cumva,
psihic. Da, cu simțul umorului cred că ne salvează de multe, multe probleme în viața noastră și, bine, nu în momentul intervenției, însă după ce se consumă, intervenția, sigur că sunt discuții, este acel debriefing, cum se spune mai nou, și normal că uneori umorul reușește să te detensioneze și normal să glumești sau să uneori să faci haz de necaz. Înseamnă, nu? Că aveți și control psihiatric periodic. Absolut, absolut. Avem la unitate și un ofițer specialist psiholog care se uită la tine care... și impactibil instrocitei care aplică bateriile acelea de teste anual sau chiar de două ori pe an în funcție. Pentru de... Pentru că presiunea e mare, stresul absolut, e mare absolut. Și la un moment dat trebuie să... Absolut. Înseamnă că... Și este un psiholog foarte, foarte deschis. Probabil sunt colegi care aleg să discute cu psihologul profesionist diferite probleme pe care, diferite probleme care apasă probabil după o intervenție. Bun, aș vrea să vă întreb ceva pe care am văzut ce am văzut eu pe viu la Hunedoara. Am fost la pompieri acolo și făceam o emisiune despre activitatea dumneavoastră, așa, și zice, Adrian, vino să vezi. Și cât am stat acolo, de vreo 3 ori au fost apeluri false. Și, dar un tip extrem de așa, finuț și cu fler. Zice, fii atent, ăsta e un telefon fals. Simțea. Da, simțea. Și se ducea mașina și vedeam, zice, nu, a fost... Da, se dar pe de altă ceva? Parte, sigur. Apelurile false, din păcate, continuă să apară anul... Dar un procent foarte mare, uriaș. Gândiți-vă că aceste apeluri false sunt triate la 112. Da. În momentul în care operatorul răspunde la 112, reușește să facă o triere, un filtru al lor. Și totuși, cu toate astea, în 2014, la dispeceratul ISU Hunedoara au fost primite 699 de apeluri false sau deplasări fără intervenție, pentru că există și așa ceva. Prins vreun individ de ăsta care se ocupă de prostii? Noi l-am prinde dacă am avea pârghile legale să o facem. Cei care se ocupă de identificarea și de prinderea celor care alertează fals autoritățile sunt în altă curte. Sunt în altă curte. Doamne, ce aș face unea de asta? Eu sunt un om pașnic de fire. Dar atunci când pui un echipaj de luptă, pentru că asta sunteți, pe drumuri, și fuge și aleargă și după aceea vezi că e un tâmpit care zice, uite ce le-am făcut, asta am văzut-o eu. Da, din păcate, trebuie să fii foarte bine stabilizat psihic ca să nu... Din păcate se întâmplă și acei oameni care se distrează apelând numărul unic de urgență 112, trebuie să se gândească măcar la un singur lucru. Dacă în acel moment în care ei au pus echipajul respectiv pe drumuri, se întâmplă ceva unui membru al familiei sale și poate întârzi acel echipaj din cauza apelului fals 3 minute. Este suficient să întârzie 3 minute în cazul unui infart. Se pierde acea victimă. Doamna capitan Anemona Doda. Numele este foarte cunoscut. Și mă gândeam unde am auzit eu numele ăsta după ce am realizat că ați fost colegă de breaslă cu noi exact, o perioadă. Exact, timp de aproape 9 ani am lucrat în mass media, am îndeplinit mai multe funcții în cadrul studioului teritorial Pro TV Deva. Bun. A fost o experiență interesantă, a fost o... Doamna capitan, de la presă, de la mass media până la armată, așa, pe calapod, e un pas destul de mare. Ce v-a atras?
Este, sigur, este un pas, este vorba de o evoluție personală, este vorba de o schimbare de paradigmă, să zicem. Am înțeles că jurnalismul de teren este o misiune sau o meserie de tinerețe. Pe de altă parte, am vrut și să... Când alegi cu microfonul dintr-o parte în alta, repede, cam ne venim într-o parte cealaltă. Ne? Și am vrut să fac o schimbare în viața mea, schimbare care s-a dovedit a fi benefică, pentru că eu zic că sunt utilă, sunt de ajutor și aici unde îmi desfășor acum activitatea. Ați intrat pe baza unui examen. Evident, în 2007, imediat după aderarea României la NATO, s-a decis profesionalizarea armatei în cadrul acestui corp militar, erau și sunt incluși și pompierii. S-a susținut un concurs în toată țara, toate inspectoratele pentru situații de urgență au primit specialiști din diferite domenii. Eu mi-am ales acest domeniu al relațiilor publice. Cred că mi se potrivește foarte bine. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place disciplina. Îmi place sistemul acesta. Trag tinerii la această meserie? În fiecare an există școli care scot posturi, scot locuri la liceele militare sau la facultățile de profil, fie că vorbim despre, despre Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri sau Facultatea de Poliție, fie vorbim despre școlile de ofițeri de la Sibiu, Nicolae Bălcescu, Academia Militară, fie despre școlile de subofițeri, Pavel Zăgănescu și altele. În fiecare an este bătălie pe aceste posturi de ofițeri sau de subofițeri. De asta am întrebat, deoarece știu că este un examen dur. Este un examen dur. Selecția și este eu, foarte riguroasă. Și eu și ceilalți colegi ai mei care au pășit în această carieră militară în 2007, am fost supuși unui examen dur, foarte dur. Dar am făcut față. Capitan? Da, deocamdată. Când, deocamdată? Puteți să ajungeți general? Păi, știți cum, în... Mi-a spus că ați început cu gradul de locotenent, da, pe care pe baza rezultatelor obținute... În tolba oricărui soldat este un baston de mareșal, săracul, nu? Napoleon, așa spunea, da. Sigur, urcarea în carieră este determinată de mai mulți factori și, să știți, în acest sistem militar, la un moment dat, pentru a evolua, trebuie să treci prin niște procese de pregătire, de învățare, de perfecționare. Nu vine totul de la sine. Aș vrea să vă întreb despre familiile colegilor dumneavoastră. Ce fac? Doamnele cu ce se ocupă? De obicei, copiii se uită la tati, la mami. Uite, mă fac și eu, mă duc și eu să mă fac așa. Sunt un exemplu pentru ei. Cum se descurcă un pompier sau un lucrător de pe o mașină de intervenție de-asta cu salvări? Așa, când îl doare mășeaua pe micuț, trebuie să-l ducă la doctor sau naște soția, ce face? El trebuie să meargă în altă parte. Cum se rezolvă lucrurile astea? Se par niște de importanță, dar sunt foarte, foarte... Eu sper că în cazul colegilor mei nu sunt ca și acei pantofari care umblă cu pantoful rupt. Știți că se spune orice pantofar, ceasornic care nu are ceas, croitorul umblă cu haina ruptă. Da. Nu, sper că și cred că sunt majoritatea colegilor mei sunt modele și protectori și în familiile lor. Ce să vă spun despre copiii colegilor mei? Cu mulți dintre ei mă întâlnesc cu ocazia Zilei Porților Deschise. Sigur, sunt fascinat și de auto speciale și de accesoriile pe care le văd pe auto speciale, de
ei de obicei sunt impresionați de, de tot ceea ce văd și pot să vă spun că fiii colegilor care ajung, fie în, în perioada care pot opta pentru un liceu, sunt destui care aleg această carieră militară sau sunt unii care aleg să urmeze cursurile Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Cât durează cariera unui militar de la ISU? Depinde. Acum ați văzut, după legea pensiilor nu se mai ține cont de, se ține pe de o parte, se ține cont de vechime, însă se încearcă prelungirea perioadei de rămânere în serviciu până după 50 de ani, 50 și ceva de ani. Bun, dacă lucrezi la un birou, hai să zicem că la 64 de ani, încă 65, că mai poți să faci ceva. Deși întreba un coleg, bine, bine, și dacă scapă cineva un pix, cine ridică? Dar în cazul unui om care efectiv e un luptător, cu focul, cu accidentele, cu temiri, ce probleme? Să știți că în fiecare an această împrospătare a personalului se face gradual, în sensul în care în fiecare an absolvenți ai liceelor cu profil militar sau ai Academiei de Poliție sunt integrați în sistem. De când sunteți dumneavoastră? Natural, ies la pensie cei care... Asta vreau să întreb. Ați fost la multe pensioneri? Am fost la câteva. La câteva? Am fost, sigur, la câteva. Asta da. Se pare că e un lucru absolut nemaipomenit, pentru că atunci când vezi oamenii și la pensie, înseamnă că este normalitate. Înseamnă absolut, că... absolut. Ne vom opri aici, stimată doamnă. E chiar impresionant să auzi anumite lucruri pe care nu le știai. Și să vezi că, de fapt, acele mașini care încep să piuie și să meargă foarte repede, să urle cu tot felul de sirene, să meargă la o intervenție, de fapt, sunt populate cu oameni care sunt pregătiți, dar care au și ei temerile lor, care, în schimb, au speranțele lor și care, la un moment dat, fără ei, am duce-o cam greu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne vedem și cu altă ocazie. Dragii mei, ne oprim aici. Nu uitați, mâine, poimine, răspoimine vor fi niște temperaturi mai mici. Cum spunea și doamna Anemona Duda, fiți prudenți. Dacă trebuie să ieșiți din casă, îmbrăcați-vă cu mai multe haine, în straturi. Așa? Dar dacă puteți să stați în casă, feriți-vă că paza bună trece primejdea rea. Într-adevăr, iarna poate să fie prieten și dușman. Eu mă opresc aici și vă invit ca mâine la aceeași oră să ne întâlnim pe niște probleme administrative. Până atunci, să auzim mai de bine. La revedere!